Salut! Sunt Viorel. În acest videoclip îți voi arăta cum se segmentează un motor în 4 timpi marca Robin Subaru. Acest motor este montat pe un generator de curent și pentru aceasta trebuie să detașăm generatorul de motorul propriu-zis, după aceea demontăm motorul de pe cadru și îl punem pe bancul de lucru și începem să demontăm motorul până ajungem la segment. Acest lucru se face în etape. Prima etapă, să detașăm alternatorul de motor. Începem prin a demonta capacul cu prize de pe alternator. Trebuie să detașăm complet capacul de pe alternator ca să nu ne încurce. Ăsta este un condensator care ajută la excitație. Acum demontăm capacele laterale. Aici avem șurub cu șurubenițe late. Ok, de 13 de spate șuruburile care ține carcasa alternatorului. După ce am desfăcut cele 4 piuliți care ține carcasa alternatorului, desfacem încă 2 piulițe de la amortizoare. Văd că sunt slăbite deja. După aia ridicăm alternatorul puțin în sus ca să stea suspendat. Blocându-l cu un lemn. L-am pus în poziția asta ca să iasă șuruburile din carcasă. Și acum, prin batere, cu dăltițe sau șurubeniță mecanică, încercăm să detașăm carcasa.
greu până începem un pic. Acesta este rotorul. Trebuie să desfacem mai întâi pe ulei șurubul care ține rotorul de motor. Prin această tijă. Acum cu tehnologul. Lovim ușor în zona tolelor și nu în zona bobinajului, da? Am scos rotor. Acum ne-a rămas motorul separat. Acum vom demonta motorul de pe cadru ca să putem pune pe bancă.